Eu știu că România a acordat foarte mare ajutor Republicii Moldova. Și până din anul 90, eu țin minte un caz când nici până în ziua de astăzi nu a întors costul energiei electrice care au primit-o pe anul 90. Erau primele guverne din Republica Moldova. Și câte granturi, cât grădinițe s-au reparat, drumuri, tot din bani și din fondul european, dar și din fondul României. Nu știu mai la cu precizie cât e suma, că, mă rog, ăștia sunt, dar eu personal cunosc că România nu ne lasă pe noi așa de izbelește. România pomagaie pri разработки проектов по улучшению дорожной инфраструктуры, по улучшению пунктов пропуска, по улучшению пропускной способности железной дороги, автомобильных дорог, а также по улучшению логистических центров на границе с Румынией. То есть позволяет больше транспорта пропускать на территорию Румынии и с Евросоюза обеспечить доступность проезда, перевозки грузов, товаров, пассажиров на территорию Евросоюза. Румыния не ажута кто-то. Не да, ажутуари это тимпу, когда ажунжим лачине, ла фрации ноштри, румыния. Румыния не ажут ку мульти проекты. Foarte multe proiecte. Greutăți în Republica Moldova sunt multe. Și ceea ce se oferă un ajutor, să cotim că e binevenit și e la timp, cum s-ar spune. Multe ajutoare, alte ajutoare umanitare, care în situații excepționale au fost foarte multe ajutoare acordate. Tot ce poate dărui o mamă copilor săi. Cu mult. În primul rând, grădinițe reparate, școli reparate. Dar România ne ajutăm foarte mult și chiar suntem mulțumiți de ajutorul care ne acordă, că am auzit că multe se pun în Republica Moldova. În mai multe domenii ne-a ajutat. De pildă, e ca parcul Alunelu, ei l-au construit și fontanul și ala frumos l-au făcut. Cu bani, reparații la muzeuri au făcut, reparații la, cu ajutorul lor la grădiniți, la școli. România ne ajută la repară grădiniți, școli. Ne mai ajută chiar și așa cu niște ajutoare financiare gratis, adică nu le vă. Și ne ajută chiar și prin mai multe proiecte de astea, de infrastructură și așa mai departe. Adică nu mai știu chiar tot amănuntul, dar suntem informați, deși ea că ne ajută. Chiar și când a fost criza energetică, ne-a ajutat foarte mult, ne-a ajutat. Fără România nu ieșim din criza asta energetică.